mă întâlnisem cu Ionuț Munteanu de la Web Digital și m-a întrebat, bă, de ce vrei să te muți tu în București? Pentru că eram afiliat și lumea știa că lucrurile merg bine. Și spuneam, bă, vreau în București pentru a fi mai aproape de comunitate. Vreau să fiu aici, pe lângă cei care organizează lumea SEO-PPC. Și, din păcate, eu nu e prezent să confirme. A plecat de provincie. Ok. Bun. La prezentare. O să vă povestesc un pic de ce înseamnă Black Friday, ce s-a întâmplat anul trecut, ce s-ar putea întâmpla anul ăsta și câteva abordări strategice pentru Black Friday-ul de anul acesta. Bun. Mulți clienți planifică cu foarte mult timp ce vor cumpăra de Black Friday. Multe săptămâni înainte, în general. Voi știți ce veți cumpăra anul ăsta de Black Friday? Da. Adică, nu știu, un frigider, un televizor, un telefon mobil. Adică, vreți să cumpărați ceva? Da. Ok. Alți clienți sunt dispuși să cumpere produse care au o reducere de Black Friday. Doar pentru că el are reducere. E real, se întâmplă, dar mai avem surprize de genul ăsta. O mașină la 5.000 de euro reducere. Anunțată cu o seară înainte și totuși au fost cumpărători care au cumpărat mașini de 10.000 de euro, 15.000 de euro sau 20.000 de euro de Black Friday. Mie mi s-a părut senzațional anul trecut. Black Friday este considerat, după cum bine știți, startul evenimentelor de reduceri care vin odată cu sărbătorile de iarnă. Începem cu Black Friday, după probabil vine Moș Nicolae, vine Crăciunul și toate sărbătorile care sunt iarna. De Black Friday, avantajul principal, mai ales pentru magazinele online, este că vin foarte, foarte mulți clienți noi. Clienți care cumpără pentru prima dată de la magazinul respectiv sau pentru prima dată efectiv online. Black Friday este un eveniment care aduce clienți noi în online și clienți noi pentru magazinele online. Dar totuși, avem o problemă de obicei de Black Friday și cred că știți. De aceea este foarte important ca toate campaniile pe care le facem de Black Friday să le scalăm. E important să vorbim cu colegii de pe departamentele mai tehnice ca să înțelegem. Ok, noi ca marketer putem să aducem un trafic de 100.000, de 200.000 de vizitatori. Dar voi faceți față? Putem să susținem acest trafic? Da sau nu? Așa că atenție la partea tehnică. Trebuie să scalăm. Anul trecut noi am început pregătirile pentru Black Friday undeva cu 2 luni înainte. Aveam mari emoții, ProfitShare era pentru prima dată o rețea de afiliere. Știam că pe lângă traficul pentru email trebuie să suportăm în acel moment trafic pentru încă 34 de advertiseri și a trebuit să fim foarte atenți. Marea noastră victorie a fost că am avut uptime 100%. Dar uptime-ul acesta 100% s-a obținut totuși prin anumite compromisuri. Rapoarte nu au fost disponibile. Și prin rapoarte mă refer la rapoartele generate pe mai multe luni înainte. Am zis, ok, să fim serioși. Câți afiliați ar dori de Black Friday să consulte statistici de acum 2 sau 3 luni? Și cum a fost pe de altă parte în 2013? Toată lumea știe că cumva s-a decalat Black Friday-ul cu o săptămână înainte. De ce nu? Dar cred că a fost o acțiune foarte interesantă în spatele acestei decalări. Am dat de un citat interesant. 2013 a fost anul cu cea mică distanță dintre ziua recunoștinței, mă rog, care urmează, de fapt, e înainte de Black Friday și Crăciunul. Deci pentru un magazin online, de fapt, a fost o perioadă mai mică de vânzări. Și atunci, cel mai probabil, s-au gândit, ok, hai să o mai lungim. În 2012, ca idee a fost în 25 noiembrie, în 2011, în 27 noiembrie.
Anul trecut trebuia să fie pe 29. Și atunci, când va fi Black Friday în 2014? Eu. Știi? Da. Când? Când vrei mai. E posibil. Bun. O altă statistică interesantă spune că europenii tind să cumpere cu ceva timp înainte de americani. De americanii care stăteau la colț, uite așa. Și atunci e oarecum normal că ca magazinele online, probabil în spatele anumitor calcule, să fie devansat acel eveniment. Bineînțeles, foarte multă lume a fost luată fiind surprindere. Oare vom mai fi la fel la anul ăsta? Nu știu. Dar, dacă anul ăsta avem Black Friday de 28 noiembrie, Black Friday evident pică într-o zi de vineri. Pe 1 decembrie, lunea imediat următoare, e zi liberă. Va fi interesant. Dacă va fi pe 28 noiembrie, oare magazinele online vor reuși să impună curierilor? Da, fraților, lucrați de ziua noastră națională. Și atunci, poate va fi pe 21 noiembrie. Poate va fi o întreagă săptămână între 21 și 28. Eu aș zice să vă pregătiți. Sau, nu știu, poate puteți să faceți o campanie destul de lungă pentru clienții voștri. De aceea zic, atenție mare la planificarea campaniilor, luați-vă un timp între campanii astfel încât să puteți adapta din mers. Împărțiți campaniile neapărat între campanii obligatorii și campanii care ar fi nice to have. Foarte multă lume are deja date cu ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani, ce a mers și ce nu a mers. E o abordare destul de sigură să mizez în continuare pe ce a mers, dar unii ar putea risca și ar putea câștiga. Să încerce alte abordări. Și câteva momente de vârf Black Friday, pot să vă spun că oarecum se suprapune cu ce se întâmplă în România, deși nu avem chiar într-atât la minut la toată lumea. Mi s-a părut interesant că momentul de maxim, de cele mai multe vânzări, de fapt, e undeva la ora 9. La 9 dimineața. E oarecum firesc, oamenii ajung la muncă, primul lucru pe care îl fac, cumpără. Poate pe drum se muncă, se conectează de pe telefonul mobil și oarecum aleg produsul în cunoștință de cauză. Mi s-a mai părut interesant. Datele sunt pe 2011 cu gri foarte deschis, pe 2012 cu umblă deschis. Oamenii așteptau încă de la ora 12 noaptea să intre promoțiile. Între timp au învățat că promoțiile încep de fapt dimineața. Deci, dormiți. Și acum, principalele surse de trafic pentru magazinele online în România, anul trecut. Am luat EMAG, Altex, Evomag și Cel.ro. Cred că sunt magazinele care au vândut cel mai mult de Black Friday. Oricum sunt niște competitori între ei. Nu înțelegeți mare lucru de aici, așa că am luat un alt grafic în care am împărțit. La EMAG vedem o distribuție a traficului cât de cât constantă, adică avem 27% trafic direct. Într-un fel mă surprinde că doar 27% e trafic direct, dar e pe toată luna noiembrie. 50% din e-mail, 21% trafic referral, 32% search, care cuprinde și organic și pay, și foarte puțin social sau display prin, probabil, regii. La Altex vedem că s-au axat un pic mai mult pe search. Ponderea vizitatorilor direct e ceva mai mare. La cel, ei au promovat probabil agresiv pe paid. Iar la Evomag observăm un trafic foarte, foarte mare pe referral. Cred că e oricum venit fiind afiliere acel trafic. Acela intră și campania de Facebook Ads, intră acolo? La social, da. La social, intră în social, da. Da.
Eu cred că totuși datele acelea mi se pare foarte mult că unele magazine să se axeze doar pe câteva surse de trafic. Adică eu aș încerca să fac un mix între ele, să aduc și trafic aproximativ egal din newsletter, trafic aproximativ egal din search, fie el paid sau organic, și să încercăm să aducem și trafic din social, deși cred că anul acesta traficul din social va crește cel puțin de 2-3 ori față de cum e acolo. Din punct de vedere al traficului, pe toată luna noiembrie, observăm o medie destul de normală și în 23 noiembrie sau 22, când a fost plecăm, un vârf de trafic absolut impresionant. Adică, de exemplu, în exemplu, cu Emagul trecem de la 250-300 de mii la peste 1.700.000 de vizitatori. Și interesantă lupta și dintre Altex și Evomag anul trecut, că deja sunt undeva cam pe acolo. Să venim și noi către PPC. Din punctul meu de vedere, cea mai interesantă abordare pe PPC, înainte de Black Friday, este să atragi clienți să se aboneze la newsletter. De ce? În principiu, prin newsletter, l-ai pe vizitator. S-a abonat, e la tine. Până nu dă unsubscribe, e al tău. Poți să-i trimiți mesaje. De asemenea, e important să oferi un premiu pentru ca clienții să aibă motiv să se aboneze dincolo de abonează-te la reducere. Ok, mă abonez. Toată lumea primite reducere. Și aș zice că dacă faceți o campanie de abonare la newsletter în perioada imediat următoare, se pune, și mai ales cu teasing de Black Friday, se puneți într-o listă specială. Clienții aceștia vin pentru oferte, adică da, ai Edu. Abonează-te și află primul reducerile de Black Friday. Ok, el vrea reduceri speciale și din când în când poți trimiți acestor clienți, dacă îi marchezi separat, newsletter-ul absolut dedicate, adică nu pe aceleași pe care le trimiți clienților fideli, de exemplu. O altă abordare interesantă, o consider listele de remarketing, fie că sunt ele de pe Facebook sau prin Google AdWords. Mi-a plăcut zilele trecute un articol de pe un blog că cineva a înscris adresa de e-mail a colegului de cameră și teroriza cu ad-uri. Nu știu dacă ați citit articolul. Mi s-a părut absolut genial. Și cred că puteți să faceți acest lucru și cu cei care se abonează la listele voastre. Bineînțeles, dacă cumva își dau ei acordul. Sau, nu știu, puteți să exportați listele celor care au cumpărat anul trecut. Ok, ai cumpărat anul trecut. Cum a fost? A fost bine? Hai mai cumpăr o dată. Mesajele trebuie să fie mesaje de teasing clare, cu un scop bine definit. Adică, ok, abonează-te ca să afli primul reducerile de Black Friday. Adică trebuie să-i spui, ok, ce vei primi în schimb abonării tale? Și atenție la capping. Colegul meu, Gabi, mereu mă trage de ureche, eu pun capping cam mare pe ad-urile pe care le rulez acum. Ăla nu mai lași odată. Ok. Eu pun capping 7. Sau 10. Sau deloc. Ok. Tu ca magazin online, ai un blog? Dacă da, e perfect. De ce? Poți să ții la curent clienții, efectiv, cu evoluția ta înainte de Black Friday. Adică, nu știu, pui poze din depozit cu mesaje, uite ce vom avea posibil la reducere de Black Friday. Mă rog, nu puneți, dacă aveți un magazin, nu puneți capete de stoc. Că m-am săturat să văd pe niște magazine doar capete de stoc. Adică produse care nu s-au vândut. Black Friday nu e un eveniment prin care să scapi de stoc. E un eveniment, cum spuneam la început, să aduci clienți noi, să-i fidelizezi pe cei existenți și
să înveți pe cei care nu știu ce e online și ce se întâmplă pe la noi. Articolele, evident, e recomandat să le promovezi pe rețelele sociale. Încercați să atingeți cât mai mulți posibili clienți. Acum, sponsor sau nu, găsiți pe metode. Conținutul articolului, dacă este bine realizat, se va indexa în Google. Și, exemplu, poți să ai un articol, televizoare la reducere de Black Friday la magazinul meu. Și oameni, vor fi oameni care vor căuta televizoare la reducere. Vor putea ajunge la tine. Mă rog, în conținutul articolului poți să spui, da, de Black Friday vom avea televizoare la reducere. Mi s-a părut interesant, mai ales în afiliere, sunt o mulțime de domenii cu exact match domains. Reducere blackfriday.ro, oferte blackfriday.ro, blackfridayacum.ro, vinerea neagră.ro, blackfridayma.ro, posibil. Ele sunt folosite de regulă în marketing afiliat. Și atrag un trafic absolut fantastic. Adică multă lume caută Black Friday alt. Black Friday e mare. Și oamenii aceștia care dețin site-urile fac o treabă extraordinar de bună pe SEO. Ei reușesc să atragă foarte mulți vizitatori. Evident, comisioanele sunt ca de Black Friday. Ok. Majoritatea agregă liste de magazine, liste de reduceri, liste de produse. Sunt foarte utile și pentru magazinele care nu neapărat sunt în afiliere. De obicei, proprietarii acestor site-uri sunt deschiși și pentru alte colaborări. Contactează. Eu am avut anul trecut niște proiecte pe freelancing, i-am contactat. Au fost deschiși. Ca magazin online mai poți să le trimiți și articole ca să publice despre tine. Ai magazinul cu, nu știu, cu autocolante, oferte de Black Friday la magazinul cu autocolante și un articol special. Marketing afiliat, ce-mi place mie. Black Friday pentru afiliere este ziua. E absolut fantastic ce se întâmplă. Anul trecut am stat la muncă 36 de ore. De joi, de la 9 dimineața, până vine când am zis, ok, nu mai pot. Închipiți-vă ce se întâmplă cu statisticile real-time când încep magazinele să fie live cu ocazia asta. Site-urile nișate, evident, realizează valori mari de vânzări, dar avem și site-uri generaliste, site-uri de umor sau de știri care realizează foarte multe conversii. Bine, ele au o rată de conversie mult mai mică decât site-urile nișate. Ca afiliat este foarte important să promovezi evenimentul, până la urmă. Nu e doar o plasare de cookies. Promovează evenimentul și iar mixul de promovare poate fi destul de diferit, adică poți să ai și un site, poți să promovezi și prin rețele sociale sau poți să faci pay-per-click. Pentru cei care fac pay-per-click, se aplică exact aceleași principii ca și cum ai realizat niște campanii pentru orice alt magazin online. Adică tu, ca afiliat, ai libertatea să incluzi domeniul advertiserului către care realizezi promovarea și de supui exact același reguli. Desigur, se va afișa doar un ad, în cazul în care te bați pe aceleași cuvinte. Anul trecut în ProfiShare am avut 1300 de afiliați care au realizat conversii, comisioane aprobate. 1300 de oameni care au câștigat de pe urma acestui eveniment. 46 dintre ei, într-o singură zi, au obținut peste 1000 de lei comisioane. Și când zic peste 1000 de lei comisioane, s-ar putea ca unii să fie obținut și 20.000 de lei comisioane. Într-o zi. Au fost 25.000 de vânzări, în valoare de 15 milioane de lei, comanda cea mai mare de 27.000 de lei. Și asta doar în 22. În 29 a fost, evident, mult mai slăbuț. Eu cred că în 2014 vom avea o creștere de puțin 50% în ProfiShare și spun asta pentru că
Ok, anul trecut am avut 35 de advertiser, anul acesta cred că vor fi 150. Concluzii. Cum spuneam, asigurați-vă că planul de marketing pentru Black Friday este flexibil. S-ar putea să avem surprize la fel de mari ca anul trecut. Să nu vă dea peste cap, planificați acest lucru din timp. PPC-ul e un extraordinar de bun click pentru a atrage clienți încă dinainte de eveniment. Abonați-vă într-o listă de e-mailing și încercați să trimiteți mesaje cât mai relevante ca pe 28 sau când va fi Black Friday, clienții să se obișnuiască deja cu ofertele, cu magazinul. Iar email marketingul, cum spuneam, ține clienții mai aproape, o perioadă mai lungă mai aproape, adică foarte puține magazine online realizează campanii de abonare pe email, în afară de Facebook. Diversitatea surselor de trafic iarăși este un element foarte important, pentru că nu poți să te bazezi doar pe trafic referral, nu poți să te bazezi doar pe trafic social. Sunt atâtea chestii care pot să meargă rău, unde e bine să ai un mix de promovare cât mai extins. Iar atenție la partea tehnică. Am înțeles că mai avem o prezentare în seara asta care vă spune fix despre același lucru. Iar cei care dețin un site, o pagină de Facebook, sau se pricep să facă campanii pe PPC, cum sigur sunt oameni aici, pot să realizeze comisioane foarte, foarte bune din afiliere. Mulțumesc, întrebări! Despre afiliere, cum poți să faci afiliere, nu știu, cu puțin bani, în ziua cu zero bani. Cu zero bani, cum poți să câștigi 20.000 de lei din afiliere? Trebuie să ai hosting. Ok, un hosting foarte, foarte rar. Cu zero bani se pot câștiga foarte mulți bani în afiliere dacă știi foarte bine SEO. Eu, de exemplu, când făceam afiliere, nu am făcut link building ca idee. Poate că trebuie să-mi faci ceva și nu știu. Am făcut link building, făcând sau penalizat niște domenii. Și dacă, de exemplu, cu o săptămână înainte, am auzit de marketing afiliat, când am venit la Dumnezeu, am văzut prezentarea ta pe YouTube. Nu știu, poate ai 200 de lei. Ce ar trebui să fac? Cum aș putea să scot niște bani? O investiție, zicem, 250 de lei. 50 de lei investiție, 200 de lei Google. Da? Cum aș putea cu 250 de lei să fiu cât mai eficient în afiliere? Trebuie să te pricep foarte bine la PPC. Da, oricum te limitezi destul de mult cu 250 de lei. Nu știu, dacă cineva află de marketing afiliat, cineva bun în PPC află de marketing afiliat o săptămână înainte de BF, ok, investești 1000 de lei, poate scoți 3-4000 de lei. Și o strategie pentru Facebook? Cineva care are o pagină de Facebook și o comunitate acolo? Ce am observat pe Facebook? Facebook-ul asigură volum de trafic, rata de conversie este mult mai mică. Poți să targetezi pe Facebook în funcție de vârstă, în funcție de, nu știu dacă e bărbat sau femeie, și poți să încerci să-i oferi produse relevante. Dacă ai o pagină de Facebook, din câte știu, opțiunile de targetare sunt mult mai limitate decât atunci dacă ai face niște campanii efectiv pe PC. Ok, deci o comunitate plus Facebook Ads? Cred că da, e ok, e ok. Sau poți să ai un blog plus Facebook Ads, poți să, nu știu, promovezi niște articole de ale tale de pe blogul tău, în care ai linkuri de afiliere. Super. Alte întrebări pentru Claudiu? Nici o întrebare? Niciuna. Atunci poate la pauză când am alte întrebări, Claudiu. Da, mulțumesc frumos!